De astăzi am intrat în postul Paștelui, cea mai lungă și mai grea perioadă de pregătire duhovnicească pentru praznicul învierii Domnului, sărbătorit anul acesta în data de 5 mai. În perioada postului, credincioșii trebuie să se roage pentru curățarea sufletului. Durează șapte săptămâni, adică 48 de zile, și este cel mai aspru din punct de vedere alimentar, fiind interzis consumul de carne, brânză, ouă și lapte, precum și petrecerile. Anul acesta, creștini ortodoxi au deținut 48 de zile de post înainte de Paște. Anul acesta, postul începe astăzi, 18 martie, și se sfârșește pe 5 mai. În teologia ortodoxă, postul nu este înțeles numai ca abstinență alimentară, ci ca practică ascetică pentru îndepărtarea de patimi. Prin întărirea vieții spirituale și intensificarea rugăciunii, postul aduce vindecare sufletească și introspecție, apropiindu-l pe om de Dumnezeu. Calcularea dată la care creștinii sărbătoresc Paștele ține de două fenomene naturale. Unul cu dată fixă, echinoxiul de primăvară, altul cu data schimbătoare, luna plină. Biserica catolică se raportează la echinoxiul de primăvară după calendarul gregorian, iar biserica ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian, pe stil vechi. Astfel, anul acesta Paștele Ortodox este sărbătorit în 5 mai, iar cel catolic în 31 martie, dar până atunci încurajarea faptelor bune și ajutorarea lui transformă postul într-o practică colectivă care poate avea efecte uimitoare asupra celor din jur.